Peste 20 de fresce de pe columna lui Traian înfățișează standardul dacilor, celebrul balaur cu cap de lup și trup de șarpe. De ce au ales dacii acest standard, ce reprezenta și ce secret încă neelucidat ascunde? Întrebări la care experții vin cu răspunsuri concrete. Standardul de luptă al dacilor înfățișat pe columna lui Traian are forma unui cap de lup care pare să se repeadă asupra prăzii și un corp de balaur ce se înfoaie în bătaia vântului. Specialiștii spun că era unul dintre cele mai temute standarde de luptă. În vâltoarea luptelor, standardul confecționat din material textil și din bronz sau argint este ca un zgomot asemănător urletului lupilor menit să înfioare pe dușmani. Majoritatea popoarelor antice, în special indo-europenii, inclusiv grecii sau romanii, credeau în existența unui animal mitic, totemic, din care se trag. Popoarele barbare, printre care celții, ilirii, tracii sau germanii, aveau grupuri de războinici care credeau că pot împrumuta din ferocitatea animalului totemic, fie el urs, lup sau mistreț. Aceștia se preschimbau ritualii când acel animal și dădeau dovadă de o ferocitate ieșită din comun pe câmpul de luptă. Potrivit istoricului Ion Horațiu Crișan, lupul este cel mai des întâlnit animal în arta getodacică, fiind reprezentat nu doar ca steag, dar și pe numeroase obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice. Analizând aceste standarde, concluzia este că lupul este un animal sacru la getodaci, un animal simbolic al locuitorilor din Carpați și din jur, încă din prima epocă a fierului. Descoperirile arheologice vin să demonstreze rolul important pe care l-a jucat lupul în mitologia dacogeților, ajungând până la a-i reprezenta, a fi standardul lor de luptă, informa autorul volumului Spiritualitatea getodacilor în 1984. Istoricul Vasile Pârvan relatează în volumul Getica din 1926 că lupul era animalul sacru al dacilor, precum celții venerau mistrețul. Balaurul dacic e reprezentat pe columna traiană cu un cap de lup prelungit în chip de șarpe, niște fâșii de stofă, care la bătaia vântului se umflau și alcătuiau o flamură serpentiformă orizontală. Lupul e un animal bine cunoscut de pe mănușile de oglinzi citice, totuși nu de acest tip de lup poate fi vorba cu aspectul său realist și pacific, ci de fiarele fantastice cu gură căscată și limba târnând în afară, afirma istoricul. Un alt cercetător, Ion Horațiu Crișan, scrie în volumul Spiritualitatea getodacilor că dacii înșiși s-ar fi numit mai demult lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, ipoteză sprijinită pe textul lui Strabon, care arată că dacii spuneau lupi, adică daoi. Această variantă este acceptată și de reputatul arheolog și istoric Hadrian Daicoviciu. Derivarea numelui unui popor de la un animal are o semnificație religioasă, reflectând o concepție arhaică, spune acesta. Acești luptători feroci și neînfricați, fără teamă de moarte și cu apetit războinic, spun specialiștii, își spuneau lupi și făceau parte dintr-o frăție războinică ce venera lupul. Ei se transformau în fiară în urma unor ritualuri și inițieri secrete. Tatuați cu semne magice, cuprinși de turbarea ritualică, aceștia intrau probabil în luptă fără scut sau orice altă protecție, mânuind săbile care amputau mâini, picioare sau secereau capete. Interesantă este și teoria lansată de învățatul bulgar Ion Gorghiev, care pune în legătură numele de dac cu cuvântul Daos, însemnând lup în graiul înrudit al frigienilor, după cum scrie acesta în dacii. Pare destul de probabil că numele etnic al dacilor derivă în ultimă instanță de la epitetul ritual al unei conferii războinice. Etapele procesului prin care apelativul ritual al grupului a devenit numele unui întreg popor ne scapă. Potrivit cercetătorilor, faptul că avem un cap de lup și un corp de șarpe indică asocierea cu zmeul, personaj mitic al dacilor, un zeu care străbate văzduhul, stăpânind furtunile și salvându-i de la pieire pe oameni. Istoricii spun că, dincolo de asocierea șarpelui cu mitologia, dacii credeau că acest animal are un rol protector. Credința noastră e că și de asta dată originea simbolului militar religios al balaurului trebuie căutată în Asia anterioară la siro-babilonieni, de unde s-a întins deopotrivă spre estul Irano-Indic, cât și spre vestul Traho-Cimerogetic. Ce
Cercetătorii Muzeului Galo-Roman din Lyon anunță o descoperire cu adevărat ieșită din comun. În timp ce săpau în tunelurile de sub oraș, arheologii au găsit o coroană de laur din bronz acoperită cu foiță de aur. Specialiștii cred că este un indiciu că sunt pe cale să descopere comoara cavalerilor templierii. Încă din 1959, arheologii francezi explorează rețeaua secretă de sub orașul Lyon, acolo unde au descoperit numai puțin de 32 de galerii subterane. Cercetarea continuă pentru că există sute de ramificații subterane, multe dintre ele prăbușite din cauza trecerii vremurilor și a fundațiilor săpate de-a lungul istoriei. Lyonul a fost construit pe ruinele Lugdunumului, oraș înființat în anul 43 înaintea erei noastre de senatorul roman Munatius Plancus. Orașul a devenit rapid unul dintre cele mai importante din Imperiul Roman, dând naștere a doi viitori împărați și numărând 200.000 de locuitori până în anul 192 după Hristos. Dincolo de vestigiile romane, în catacombele de sub oraș, Amable Odin, un istoric și fondator al Muzeului Galo-Roman din Lyon, a descoperit o coroană de laur din bronz acoperită cu foiță de aur. Investigațiile au făcut imediat legătura cu cavalerii templieri, existând semne că acest artefact ar fi aparținut de multe organizații militare. Asta mai cu seamă că există dovezi că o parte din tuneluri fusese reconstruite în jurul anilor 1100, în timpul cruciadelor, posibil pentru a ascunde comoara de mult pierdută a cavalerilor templierii. Ordinul acestor a fost fondat în anul 1118 în Ierusalimul din vremea cruciaților de către cavalerul francez Hugh de Payen împreună cu camarazi. A fost recunoscut de către regele Ierusalimului Baldwin al II-lea. Cavalerii au fost încartiruiți în zona muntelui templului, de unde vine și numele ordinului, iar misiunea lor a fost aceea de a proteja pelerinii creștini care călătoreau la Ierusalim. Dincolo de protecția acordată creștinilor, templierii ar fi jefuit numeroase orașe considerate păgâne, de unde au adunat o mulțime de obiecte din aur și argint alături de vestigii ale lumii romane și grecești. Comoara de preț a templierilor ar fi inclus, spun unii istorici, și așchii din Sfânta Cruce sau din lancia cu care ar fi străpuns Hristos, restul din Arca Făgăduinței sau din Giulgiu. Sfântul Graal se află de asemenea printre bunurile de preț ale comorii templierilor. În anul 1307, regele Franței Filip cel Drept și papa Clement al V-lea au decis distrugerea ordinului. În ajun de 13 octombrie 1307, ziua arestării în masa templierilor din Franța, un grup de cavaleri avertizați de către un informator de înaltă trădare a scos pe furiș comoara templierilor din bastionul lor din Paris. Această comoară, compusă în egală măsură dintr-o cantitate considerabilă de potoabe și din ceva mult mai de preț, relicve, documente, artefacte și cunoștințe secrete, a fost dusă la La Rochelle, pe coasta vestică a Franței, încărcată pe o corabie din puternic ca flota templierilor și transportată într-un loc secret, arată istoricul Joël Lévy în lucrarea Istorii pierdute. Aceasta este de altfel povestea care a stat la baza legendei comorii cavalerilor templierii. Unii istorici afirmă că templierii și-ar fi ascuns mare parte din pradă estimată la peste 2 miliarde de dolari în banii de astăzi în tunelurile din Lyon. O dovadă istorică este faptul că aceste tuneluri au fost folosite de William de Beaujeu, ultimul mare maestru al cavalerilor templierii. Amable Odin este convins că este pe urmele celebrei comori și că în anii care urmează, cu ajutorul noilor tehnologii de scanare subterană, va reuși să găsească locul în care se află comoara. Nu va fi o misiune ușoară pentru că mă aștept ca acest loc să fie plin de capcane. Sunt sigur însă că suntem pe drumul cel bun și că vom aduce la lumina zilei sute, dacă nu mii de obiecte de art, valori inestimabile pe care cavalerii templieri le-au adus din cruciade. Va fi cu siguranță o descoperire istorică, a declarat acesta.